stimați prieteni, vă salut cu drag și vă zic bine ați revenit la emisiunea În Esență. Și cu această ocazie continuăm să explorăm subiectul și provocarea secolului, întrebarea grabei și odihnei. Tema studiului de astăzi este Veniți la mine toți, invitația Domnului Hristos. Împreună cu noi pentru dezbaterea acestui subiect foarte important și interesant, avem pe Adina Duca, care este studenta la liceu. De asemenea, Duca Aurel, care este doctor în economie și de fiecare dată răspunde pozitiv invitațiilor noastre, vă zicem bun venit. De asemenea, împreună cu noi, ca și altă dată, este pastorul, doctorul în teologie, Anatolie Tănase. Vă mulțumesc pentru răspunsul pozitiv la invitație. Este plăcerea mea. Prieteni, fiindcă stăm în fața unui subiect extraordinar, subiectul provocărilor umane, subiectul oboselilor în contextul goanelor zilnice a tinerilor și vârstnicilor, în contextul când oamenii caută soluții oriunde și în prea puține locuri o găsesc, dorim, înainte ca să pătrundem în esența studiului, veniți la mine. Deci, invitația Mântuitorului, unde cu siguranță vom găsi odihnă, vă invit ca să înălțăm o rugăciune. Vă rog. Tatăl nostru ceresc și atotputernic, venim înaintea ta plin de mulțumire pentru că tu ne dai zilnic ocazia ca să te cunoaștem pe tine și să te descoperim. Amin. Îți mulțumim pentru cuvântul tău și pentru că tu ne chemi la tine. Ajută-ne ca noi să acceptăm această invitație. Da. Fii cu noi, te rugăm, pe parcursul acestui studiu, cu noi și cu toți ascultătorii. Și lucrează la inima noastră, deschide-o și ajută ca să primim adevărul tău. Amin. 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 Mă adresez spectatorilor cu invitația atunci când veți asculta studiul și dacă credeți că este actual pentru dumneavoastră și răspunde căutărilor de zi cu zi, oferiți un like acestei emisiuni, scrieți un comentariu și distribuiți-o. Veniți la mine toți, spune Mântuitorul Iisus. Deci aș vrea să pornim de la întrebarea, dragi prieteni, invitați, cum credeți, atunci când Mântuitorul Iisus adresează cuvintele din Matei 11, textul 28, și când spune ascultătorilor săi, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, deci la ce se referă Domnul Iisus Hristos adresând mesajul respectiv? În ce context este pronunțat acest mesaj? Și înainte ca să oferiți un răspuns, aș dori să menționez o altă traducere, o traducere nouă în limba rusă, care spune în felul următor: veniți la mine toți cei care purtați povara grea a dificultăților și îngrijorărilor. Probabil că foarte bine corespunde cu trăirile lumii moderne. Deci, cum credeți, la ce se referă Domnul Iisus Hristos? Ce îl motivează să adreseze acest mesaj și în ce context îl pronunță? Vă rog. Iisus se adresează cu verbul a veni la modul imperativ, deci așa. Aceasta este mai mult decât o chemare. Adresarea lui reprezintă o condiție necesară pentru ca să primim odihna lui. El se adresează tuturor celor trudiți și împovărați. Cine sunt aceștia? Consider că întreaga omenire, atât oamenii din timpul lui Iisus, cât și cei din ziua de astăzi, suferă de cea mai mare povară, cea a păcatului, de care cu greu, prin propriile puteri, ne putem debarasa. Iar accentuând propria persoană, veniți la mine, Iisus ne descoperă că doar prin El putem obține această odihnă și eliberare. Iar privind la contextul în care Iisus adresează aceste cuvinte, înțelegem mai bine mesajul. La versetul 19, el este numit prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Însă, de fapt, aceștia sunt cei care și-au recunoscut starea lor decăzută și neputincioasă și au venit la el și au primit această odihnă. Pe de altă parte, la versetul, începând cu versetul 20, Iisus menționează cetățile nepocăite, cele care, urmând legalismul și ritualurile rabinice, au încercat prin forțele proprii să obțină această mântuire și salvare. Iar până la urmă, înțelegem că ele nu au primit nici salvarea și nici nu au obținut această odihnă în Hristos. Mulțumesc, Adina, foarte profund și bine ați acoperit contextul, îți mulțumesc.
avem conturată o imagine prin care Domnul Hristos parcă ar sta la concurență cu alți care cheamă. Și Domnul Hristos spune, veniți la mine. Deci eu văd alternative și contextul arată că sunt alternative pentru oamenii de atunci. Pentru că la versetul 25 Domnul Hristos vorbește despre cei înțelepți în felul lumii acesteia pe care oamenii îi ridică cumva și le dau anumit credit de încredere și la care fug ei ca să găsească soluții. Și Domnul Hristos, în fiind concurent cu alții care îi cheamă, zice... Mai jos zice că Tatăl i-a dat toate lucrurile și că de fapt singurul în putere să rezolve întrebările este Dumnezeu și El este persoana Dumnezeirii. Și zice, veniți la mine voi toți cei care aveți o nevoie, dar care poate nici nu o conștientizați. Deci nevoile sunt diferite. Deci sunt nevoi care noi le sesizăm reale, sunt nevoi latente. Deci ascultătorii de atunci și de acum au o nevoie stringentă care doar Dumnezeu o poate în persoana Domnului nostru Iisus Hristos să o satisfacă. Și Domnul Hristos spune, veniți la mine, eu pot să vă dau răspuns la nevoia voastră profundă de odihnă. Mulțumesc! Vedeți că dacă de observat acest text, în primul rând veniți, e adresarea, evident că unde trebuie să vină și ce vor avea. Și sigur că către adresatul sau destinatarul, cui se adresează Domnul Hristos, sunt categorii de oameni, trudiți și împovărați. Bine, poate noi observăm aici un paralelism ebraic și cu toate acestea. El vede oamenii care sunt trudiți, îi vede pe ei, pe contemporanii săi. Și cuvintele acestea transcendă timpul, cât pentru cei trecuți și pentru noi, cei care sunt prezenți. Imperativul, așa cum s-a adus aminte, e foarte interesant să vină, pentru că e o călătorie. Oricine dintre noi căutăm ceva. Oamenii caută să fie fericiți, caută să odihnească, caută să fie în siguranță. Dar pot să găsească această securitate, siguranță, hai să zic altfel, odihnă. Asta e marfa pe care le oferă Domnul Hristos. Asta e dividendul râvnit de oameni. Și pot să o găsească numai în Hristos. Poți să cauți nu știu unde, la cine, știți, în piață auzi când intre la mine, cumpără, că la mine cele mai bune și așa mai departe, sunt bune, nu sunt bune. Hristos este în afara oricărei concurenți. Doar la El putem găsi această odihnă. Eu vă mulțumesc. Totuși aș vrea să mă ajutați să înțeleg care era acel motiv al neodihnei umane, al neodihnei auditorului Domnului Hristos. Fostei obosiți din cauza alergărilor dintr-un loc în altul și noi astăzi alergăm de asemenea. Fost oboseală din cauza necazurilor din familie, ori sociale, ori socioeconomice, ori un alt motiv. Care ar fi motivul acesta? Motivul de bază. Practic, puțin ați făcut aluzii la el. Deci la pasajul din 20 și mai jos, Domnul Hristos rostește niște vaiuri asupra cetății. Așa. Și aspectul pe care îl sublinează are o nuanță spirituală. Deci oboseala, împovărarea, truda, poate fi și fizic, poate fi emoțională, poate fi spirituală, intelectuală, deci are un întreg spectru. Însă ceea ce era deranjant în viața lor era că Domnul Hristos a început o lucrare spirituală și zice, în tine, în mijlocul tău s-au făcut lucruri care să te tămăduiască pe tine spiritual, dar tu nu ai luat aminte. Vai de tine, zice Horazine, vai de tine Betsaido, spune cuvinte de vaiuri asupra Capernaumului, locul de activitate a Domnului nostru Iisus Hristos în cea mai mare măsură. Și Domnul nostru Iisus Hristos spune, vreau să vă tămăduiesc spiritual și de fapt le descoperă marea, marea lor problemă care ei comparându-se cu cei din Tir, din Sidon, cu cei din Sodoma, ziceau, dar noi nici pe departe nu am atins păcatele lor. Dar Domnul Hristos spune, voi le-ați depășit prin atitudinea voastră și prin lâncezeala aceasta spirituală. Și atât, în acest context, Domnul nostru Iisus Hristos arată, descoperă marea lor nevoie după o soluție.
după Domnul nostru Iisus Hristos. Și după aceea, după ce El prezintă problema, încearcă să le deschidă ochii la nevoia lor și apoi le prezintă și soluția, care poate veni doar de la Dumnezeu. Și Domnul nostru Iisus Hristos spune: toate lucrurile mele au fost date în mâini de cine? De Tatăl meu, pe care ei tot se lăudau cu Tatăl lor, cu Tatăl și Părintele lui Avram. Mulțumesc. Studiind contextul istoric al timpului, secolul 1, nu? Deci chiar ajungând până în secolul 1, timp înainte, conștientizăm care era atitudinea liderilor religioase la acel timp față de popor. Când Iisus spune că voi puneți poveri care nici voi, nici, adică nu le puteți purta. Poate fi cumva și asta unul din motive. Dar de cealaltă parte, textul spune: dacă nu vă veți pocăi, se va întâmpla la fel. Ori chiar vorbind despre Capernaum, spune că ar fi rămas în picioare cetățile respective. Cum să înțelegem acest lucru? Cumva cea mai mare povară este povara de alt gen, povara păcatului la care apelează Iisus. Deci sunt două cuvinte pe care le folosește Domnul Iisus. De fapt, prezintă una și aceeași, dar pe aceiași oameni. Trudă, trudiți. De ce sunt trudiți și împovărați? Așa. Truda e oboseală, da. Și e oboseală zădarnică, pentru că ei se investesc în una, în alta, îngrijorări, zădarnice sunt aspirațiile lor și asta împovărează, obosește. Vă aduc aminte, truda în sudarea feții tale, vei munci și vei investi, vei sădi, dar îți va da spin și pălămidă. De asta este caracteristic pentru societatea noastră modernă. Și cât mai mult spin și pălămidă, dezamăgire, liderii moderni și liderii de atunci învățau foarte simplu: mai investește, mai investește, mai fă, n-ai făcut destul, muncește. Și lucrurile care îi aduc pe oameni la o trudă, la o oboseală zădarnică, la un moment dat. Și Domnul Iisus aici zice: voi sunteți trudiți și iată, vouă vă adresez. Ce privește povara, următoare lucruri. Sunt poverile care sunt aduse și puse fără voie sau cu voie asupra oamenilor, asupra societății, asupra tuturor, fiecăruia. Și aici, în cazul acesta, poveri erau politice, erau poveri religioase, erau mai grele și erau legate de lege, de sabat, de anumite, pentru că vrei până la urma urmei să te adresezi, vrei să primești, să ai o odihnă în Dumnezeu, să ai o salvare și că încolo, în loc ca să ai o mângâiere și eliberare undeva, o scăpare, și aici se împovărează. Și aici este foarte greu. Și aici ești mai împovărat decât ai fi muncit în altă parte. Deci oamenii și societatea contemporanilor Domnului Iisus, cei caracterizați și la ziua de astăzi pe societatea noastră, Domnul Iisus îi vede problema și El de fapt pune degetul în rană, le vorbește lor. Și asta a fost important pentru cei care erau auditoriul lor, pentru că erau și nu numai iudei, ci și neamuri și alte persoane care au venit, care înțelegeau, chiar cu cetățenie romană. Nu înseamnă că dacă a avut cetățenie romană s-a rezolvat totul. A avut pașaport, poate să călătorească. Nu, totuși e împovărat. Dar cea mai mare povară despre care vorbește Domnul Iisus este povară spirituală, duhovnicească. Asta cel mai mult a obosit și deznădăjduia întreg popor. Vă mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră. Aș vrea să observăm că după ce Domnul Iisus spune: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă, continuă printr-o declarație, într-un fel se pare paradoxală, ori mai greu de înțeles. Zice: veniți, vă odihnesc într-un fel și apoi luați jugul meu asupra voastră. Ce credeți că vrea să însemne această expresie a Domnului Iisus? Știi ce interesant aici? Este că vă dau odihnă, dar vă pun jugul. Da, și acum hop, i-am luat jugul meu. Păi stați puțin, parcă scăp de una, acum eu altceva. Se pare că e un paradox pe care îl prezintă Domnul Iisus. Care este destinația jugului, de fapt, ca să înțelegem despre ce vorbim? Jugul e o povară, ori e, dacă vorbim de lumea antică și utilizarea acestui instrument...
Ce înțelegeau contemporanii Domnului Iisus, exact, sub cuvântul jug. Da. Poftim. Jugul de obicei este privit ca o povară, ca o împovărare. Însă, de fapt, când ne gândim mai bine, el este folosit ca un instrument de tracțiune, însă are scopul ca să ușureze munca animalului de tracțiune. De multe ori nouă ni se pare că Dumnezeu ne aduce în viața noastră provocări care au scopul parcă să ne împiedice și nouă ni se pare că Dumnezeu lucrează împotriva noastră și nici nu ne dăm seama că se ascunde un bine în tot ceea ce El face. Iar aici, când Iisus ne oferă odihna Lui, ea nu este una care ne îndeamnă la inactivitate, ci dimpotrivă ne îndeamnă să acționăm. Să purtăm jugul lui Iisus înseamnă să slujim celor din jurul nostru, să ne jertfim pentru binele celor din jur și să adoptăm un comportament asemenea Lui pentru favoarea societății, pentru salvarea celor pierduți. Vă mulțumesc! Ce e jugul? Deci e un instrument, să zic așa, un mecanism care favorizează să fie făcută o lucrare, un scop comun și de obicei la acest jug puteau fi împerecheate mai mulți perechi, cel puțin două perechi, doi boi erau împerecheați și ei făceau un lucru eficient și bine. Cine sluja ca să coordoneze, să armonizeze, să zic, munca acestor doi boi? Jugul. El îi ordona pe aceeași linie și ei își deci canalizau, își direcționau forța și se făceau o lucrare. În Scriptură, la un moment dat, zice să nu înjugați, zice bou și măgaru. Deci două animale care sunt diferite ca gabarite, ca forță, deci nu sunt potrivite. Domnul nostru Hristos spune, pe de o parte, zice, veniți la mine, lăsați poverile voastre și noi aici le putem identifica, deci sunt de diferit gen, atât spirituale, intelectuale, pot fi fizice, emoționale, le lăsați, eu am soluția, și zice, luați jugul meu și aici eu văd că Domnul Hristos ne propune un parteneriat de a fi alături, cot la cot cu El, El și noi. Și în continuare vom vedea că El dorește să ne aducă pe noi la același statut. Deci spune să nu înjugi doi de diferit fel. Deci Domnul Hristos vrea să ne aducă la același statut, la aceeași gândire, la aceleași valori, ca noi să mergem înainte. Vom vedea mai apoi când spune învățați de la mine. Deci Domnul Hristos ne cheamă să adoptăm valorile Lui, stilul Lui de viață, principiile Lui în viața noastră. Și atunci la noi se vor schimba prioritățile, se vor schimba obiectivele și noi vom scăpa de poverile care le avem, de trudă care o avem, viața va avea alt sens și noi vom căpăta odihnă. Mulțumesc! Franklin spunea că de două lucruri nu scăpăm. Asta de impozite și de moarte. Și evident că ele sunt prezente. Deci de jug nu scăpăm. Și pe timpul Domnului Iisus, auditoriul lui înțelegea că există jug. Asta e începând de la sistemul în care suntem înrolați a societății, dacă ești cetățean, apoi ești. Politică, deci problemele sociale, oricine dintre noi este implicat în jug. Numai că Domnul Iisus zice, eu vă invit în jugul meu care este bun, al meu. Nu este al romanilor, al liderilor religioși, nu a societății, în jugul meu. Pentru că jugul meu, vedeți, noi am discutat și am înțeles că jugul este ceva, nu e atât de rău, pentru că n-ai încotro, nu fugim de pe planeta aceasta, oricum noi suntem înrolați, vrem sau nu vrem. Dar chiar și Pavel spune, nu vă jugați la un jug dimpotrivit, având în vedere căsătoria, că te înjugi, adică intre într-o relație, într-o responsabilitate. Și aici Domnul Iisus invită la jugul Lui, care este bun. Voi v-ați înjugat până în ziua de astăzi la juguri, aveți aspirații și iată că sunteți dezamăgiți. Dar jugul meu nu vă dezamăgește, El este bun, El este potrivit. Vă mulțumesc. Continuând gândurile care le-ați expus, mă gândeam la această afirmație, luați jugul meu, vă dau odihnă, luați jugul meu. Cumva cu gândul am ajuns la cuvintele Mântuitorului care spune, duceți-vă și faceți ucenici. Nu știu dacă această expresie sună ca o invitație
sau ca o poruncă. E poruncă. Dar important e că atât aici cât și în Evanghelia după Matei, Iisus spune, duceți-vă, deci e poruncă, cum spuneți, ne poruncește. Și aceasta în contextul misiunii. Atunci când vin la Iisus și căpătăm odihna Lui, nu poți sta liniște decât doar când o împărtășești celorlalți. Și îmi place acest subiect, doriți să continuați, vă rog. Da, ideea era că este sinergie, avem Domnul Hristos și noi. Da. Ce este important pentru Domnul Hristos? Lucrarea ca să o ducă la capăt. A început o lucrare și o duce la capăt. Iar noi suntem invitați să fim conlucrători cu El, alături, cot la cot. El duce cea mai mare parte din jugul acesta, dar e important să conlucrarea, pentru că Dumnezeu a ales să facă lucrarea prin oameni și El este alături. Avem de multe ori invitație, deschideți ușa, voi intra, voi locui cu voi. Deci unde sunt doi sau trei, sunt și eu în mijlocul vostru. Deci Domnul Hristos este permanent un partener de încredere și dorește ca împreună să facă această lucrare și misiunea este unul dintre obiectivele pe care nu trebuie să le uite niciodată cel care a intrat în parteneriat cu Dumnezeu. Ce e important la Dumnezeu este important pentru el și bineînțeles că misiunea este un aspect foarte important în această invitație. Deci, oricum, jugul este un instrument de muncă și Domnul Iisus ne invită la o muncă, munca Lui. Dar una ușurată împreună cu El. Exact. Da? Mulțumesc. Și este bună. Anumiți cercetători spun că în aceste texte din capitolul 11 Evanghelia după Matei, texte 28-29, deci există trei porunci. Prima, veniți la mine. A doua, luați jugul meu. Și a treia, foarte interesantă, e învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Vreau să vă întreb ce puteți spune referitor la a treia poruncă. Învățați de la mine. Ce avem de învățat de la el în contextul acesta? Știți, forma care, gramatică pe care o folosește evanghelistul Matei în cazul acesta, am presupus că o face intenționat. Așa. Pentru că prezintă, și aici interesant, că este imperativul învățați, dar în același timp Domnul Iisus invită ca să învețe prin narațiune. Învățați ca exemplu de la mine. Învățați de la mine, în sensul faceți ca mine. Ascultați ce vă zic eu. Vedeți, multă lume contemporană Domnului Iisus acceptau pe învățători care sunt învățăcei, care habar n-au de unde lucruri, iar învățătorul știe totul. Și învață, ăștia trebuie să tacă și doar să înghită tot ce spune învățătorul. Domnul Iisus invită ca să învețe de la el în practică. Deci învață, uite la mine ce fac eu și fă ca mine. Foarte frumos. Vă mulțumesc. Poftim. Este interesant că Iisus face aluzie la legământul vechi și la legământul nou, despre care am vorbit nu în zadar trimestrul trecut. Fiind împovărați de toate practicile religioase și privind toate poruncile ca o constrângere, iudeii încercau ca prin forțele proprii să demonstreze că ei sunt demni de a primi această salvare. Însă Iisus le arată spre sine și spune, învățați de la mine, eu n-am venit să stric legea sau prorocii. Deci Iisus nu anulează legea, ci îi învață cum să o îndeplinească cu plăcere și din inimă. Deci Iisus instaurează religia inimii. Frumos, mulțumesc. Contextul urmează imediat, zice, luați jugul meu și învățați de la mine. E același context de parteneriat. Deci Domnul Hristos vrea să ne aducă pe noi la un parteneriat împreună, Domnul Hristos și eu. Lucrez împreună. Domnul Hristos zice, tu ești învățăcel, tu ai de învățat. Eu sunt cel care ți arăt exemplu. Învață de la mine ca noi să ne armonizăm în lucrarea aceasta comună. Este o lucrare comună și nu trebuie să o pierdem din vedere și probabil este unul din aspectele foarte importante care trebuie să-l ținem minte în acest studiu, este că eu și Iisus sunt la același jug. Domnul Hristos spune, ia jugul meu pentru că El este bun. De ce este bun? Pentru că nu-L duc singur, îl duc cu El. El știe cât pot duce și nimic mai mult decât pot duce nu-mi dă. Și zice, dar dacă ai să înveți de la mine, ai să înveți principiile, voia mea, noi o să ne armonizăm perfect și ție o să-ți placă lucrarea aceasta și ai să o faci cu voieșie și cu dragoste și până la urmă vom reuși. Deci ideea unui parteneriat cu Domnul nostru Iisus Hristos mă încântă. El și eu,
El mă învață, El mă ridică ca împreună să fiu la același nivel cu El și să trag la jug împreună cu El. Știți, mai este aici o expresie foarte frumoasă, pentru că dar ce să învățăm de la Iisus? Ca ce temă să învățăm? Și Iisus zice, blândețe, smerenie de la mine. Și este expresie foarte interesantă, egoimii, da? Deci eu sunt, care e un ecou încă din trecut, eu sunt ceea ce sunt. Și eu sunt. Și în cazul acesta, cum este Domnul? Pentru că El se declară pe sine însăși Dumnezeu. Să înveți blândețe, smerenie. Și dacă privim în trecut, unde blândețea noi am întâlnit-o în Sfintele Scripturi sau în istorie? Legată de Moise, cel mai blând, dar de la cine a învățat el să fie blând? De la același Dumnezeu cu care a mers și a călătorit. Practic, ceea ce invită, ceea ce face Domnul Iisus, invită pe ascultătorii săi, pe auditoriul său și pe noi la fel, ca să fim, să avem experiența care au avut-o în trecut cei mai eroi Biblii împreună cu Dumnezeu și nu au fost niciodată dezamăgiți. Vă mulțumesc frumos! Deci, venirea la Iisus prevede o schimbare radicală a vieții, calităților, atitudinilor. Da. Cum credeți, cât de mult astăzi sunt prețuite calitățile menționate mai devreme, trăite de către Moise, Enoch și o serie de alți eroi biblici, blândețea, smerenia, ori chiar exemplul direct Mântuitorul Iisus Hristos. Cât de mult sunt astăzi prețuite aceste calități ca blândețea și smerenia în societatea care trăiam? Bine, de majoritatea cazurilor ele sunt privite ca o slăbiciune. Noi suntem învățați să ne impunem, să fim autoritari și astfel să dobândim respectul celor din jur. Însă Iisus vine și prin comportamentul său demonstrează că noi putem birui mânia și prin blândețe, răutatea prin bunătate, zgârcenia prin dărnicie și minciuna prin adevăr. Deci, pentru mintea omenească este ceva de neconceput. Însă... Însă pentru el este depreciat. Da. Da. Încă pe la mijlocul secolului XIX, Darwin a formulat teoria evoluției, la baza ei fiind ideea aceasta câștigă, supraviețuiește, trăiește, cel tare. Și de aici au ieșit foarte multe teorii, însuși nici nazismul își are rădăcini din această teorie, deci națiunea superioară. Care trebuie să se impună. Care trebuie să se impună. Și se impună cum? Prin forță. Deci valorile acestea, forță, cel mai puternic, cel mai competitiv, deci sunt de origine firească. Deci nici pe departe nu este de origine duhovnicească. Iar Domnul Hristos spune, problema voastră și egoismul poate fi, să zic așa, dezrădăcinat, învățând de la mine ce să înveți. Zice, smerenia și blândețea. Se pare că în vârful icebergului, să zic așa, al personalității noastre umane, se manifestă blândețea și smerenia, dacă se manifestă, dedesubt sunt toate celelalte virtuți frumoase și el ca tare izvoresc și se exteriorizează. Răbdarea uneori nu o vezi. Blândețea, smerenia o vezi poate mai ușor. Ea se exteriorizează în relație. Și Domnul nostru Iisus Hristos spune, pentru a putea fi parteneri, pentru a putea obține odihnă, pentru a putea obține liniște, dacă ajungeți să asimilați de la mine blândețe, să învățați de la mine blândețe și smerenie, atunci este pasul spre limanul odihnii. Mulțumesc! Deci legea junglei obosește societatea și pe oameni, iar blândețea în cazul acesta, când spune despre blândețe, este să înveți de la Dumnezeu, să procedezi ca Dumnezeu, să procedezi ca Iisus. Și ce interesant că aceasta oferă biruință a tuturor. Vă mulțumesc! Cu toții trăim într-o societate, ori într-o comunitate, într-o familie și probabil că nu avem nevoie de argumente pentru a ne expune trăirile atunci când dăm dovadă de calitățile la care ne invită Domnul Hristos față de cei dragi, față de cei apropiați, față de colegi, blândețe, smerenie, umilință în Hristos, ceea ce, cum a menționat Adina mai devreme,
cu siguranță, chiar dacă unii consideră așa, nu înseamnă slăbiciune, da, ori nu înseamnă eșec. În Biblie se menționează cel puțin două categorii de juguri. Una dintre ele vorbește despre jugul lui Hristos, cealaltă este menționată în scrierile Apostolului Pavel, care vorbește despre jugul robiei. Și acum întrebarea ar fi, ce părere aveți referitor la cele două? La ce se referă Apostolul Pavel când vorbește despre jugul robiei și ce să facem cu el? Cum credeți? Deci jugul robiei prefigurează religia ca materie de merite. Deci eu îndeplinesc legea pentru ca să am anumite cu ce să vin, anumite merite, da, mulțumesc, cu care să vin înaintea lui Dumnezeu și datorită cărora eu să obțin o anumită răsplată. Așa. Acest jug de ce este al robiei? Deoarece prin forțele proprii, după cum știm, noi niciodată nu vom reuși să atingem standardul divin și să îndeplinim în totalitate legea. Iar o astfel de abordare devine chiar ca o povară pe care nu o putem duce. Noi putem să îndeplinim tot ce e scris în Biblie, însă să o facem fără dorință, fără plăcere, și acest lucru să devină chinuitor pentru noi, să devină o adevărată închisoare. Iisus pe noi ne cheamă la un jug, păzirea aceleiași legi, însă cu plăcere, cu bucurie care să ne aducă entuziasm. Mulțumesc, probabil că jugul robiei cumva e poate fi exemplificat prin experiența Apostolului Pavel din Romani 7. Când spune, o, nenorocitul de mine, nu? A tot încercat și la urmă a rămas dezamăgit, da, până când a găsit soluția în Iisus. Vă mulțumesc, deci, dacă aveți și alte perspectiva răspuns. Despre care vorbim în cazul acesta este duhovnicească sau spirituală. Da. Și înrobirea spirituală de păcat, pentru că el acolo vorbește nu despre soma, adică despre corp, ci despre sarcas, adică este natura păcătoasă a unui om. Da. Și suntem robiți. De ce suntem robiți? Pentru că suntem greșiți, suntem păcătoși. Și cum putem fi noi eliberați? Foarte simplu, schimbăm jugul. Schimbăm jugul. Luăm jugul Domnului Iisus, care de fapt ne dă nouă libertate. Vă mulțumesc. Vă rog să deschideți Psalmul 1 cu primele trei texte și să găsim explicație, un răspuns la următoarea întrebare. De ce o viață de supunere față de legea lui Dumnezeu are mai multă odihnă sau oferă mai multă odihnă decât o viață de neascultare? Vă amintiți cuvintele din Psalmul 1, din primul psalm? Da. Da, cine ar vrea să le... Deci, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci zice... ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Să observăm că psalmistul, nu numai aici, dar în diferite locuri, deci este entuziasmat de legea lui Dumnezeu. Și el e o desfătare pentru el. El iubește, el își aprofundează privirea în legea lui Dumnezeu. La Ioan capitolul 5 cu 3 zice că-și dragostea lui Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui și el sublinează și poruncile Lui, zice, nu sunt grele. Pentru cel care iubește legea lui Dumnezeu, el este fericit că își găsește plăcerea în legea lui Dumnezeu. Așadar, Dumnezeu ne-a oferit un jug care zice că nu este greu. El urmează să facem voia lui în conformitate cu acest jug și unul dintre, să zic așa, indicii prin care noi sesizăm cum este jugul lui Dumnezeu, ne place, nu ne place, este raportarea mea la legea lui Dumnezeu. Îmi place ea sau nu? O iubesc sau nu? Și în funcție de acest lucru, deci deja și jugul, îmi va place jugul lui Hristos sau nu? Pentru că cel care cade, dar se ridică de 7 ori, este omul care îi place, el este firesc. El cade, dar îi place legea lui Dumnezeu și știe că alături de Dumnezeu va merge înainte, chiar dacă a căzut. Mulțumesc! Probabil că am întâlnit și știm despre ființele umane sărmane care sunt înjugați de vicii și este dus nedorind, înțelegând că este greșit, dar este dus.
dus de aceste vicii, este stăpânit de vicii. Și omul adevărat, cu adevărat liber, este cel care este înjugat de Domnul Iisus, adică este împotrivit cu jugul acesta, iar legea, povara legii, se zice despre povară, e o responsabilitate în cazul acesta, ce îți oferă bucurie, beneficii, binecuvântări. Vă mulțumesc! Ferice de omul care nu se duce, nu se oprește, nu se așează. Deci acea dependență care ați vorbit-o dumneavoastră și probabil că, nu probabil, sigur, sunt actuale cuvintele Mântuitorului care spune: căci despărțiți de mine, cât n-alergați, oriunde mergeți, ori la care ușă bateți, nu puteți găsi odihna. Odihna este aici, în prezența și acceptând din partea lui Iisus, adică cea oferită de Iisus. Apropiindu-ne de sfârșitul emisiunii, aș dori să adresez o ultimă întrebare și să întreb: care este părerea dumneavoastră, cum credeți, în ce constă problema lui Moise atunci când Dumnezeu îl plasează în pustiu cu poporul acela, nu, îl cunoaștem cu toate calitățile și lipsurile lor. Deci, care e problema lui? Ce se întâmplă odată cu vizita socrului său? Și ce concluzie putem extrage din experiența aceasta? Moise, în calitate de conducător, avea foarte multe provocări zilnic. Fizic, el nu putea face față din cauza timpului, nu-i permitea. Poporul erau mii, el era unul singur. De asemenea, din punct de vedere mental, psihologic, el ceda din cauza surmenajului. Iar Ietro îi dă un sfat foarte înțelept. Delegând alte persoane și permițând ca să îl susțină, el reușea să fie mult mai eficient. Astăzi, când suntem înjugați la jugul lui Iisus și lucrăm cu bucurie în via lui pentru salvarea celor din jur, din punct de vedere fizic, mental, psihologic, câteodată noi ne simțim neputincioși. Însă suntem foarte bucuroși că nu suntem singuri. Și după cum știm, noi suntem un trup care lucrează fiecare mădular pentru un scop comun. Deci, susținându-ne unii pe alții, noi putem reuși mult mai ușor scopul pentru ca să salvăm pe cei din jur. Mulțumesc! Delegarea este unul din instrumentele de bază în conducere, în organizarea vieții. La conducător este deci instrumentul, să zic așa, esențial pentru ca el să-și poată împlini funcțiile pe care le are. Însă, în contextul în care noi discutăm, aș vedea o dublă utilizare a acestui instrument. Unu, eu am problemă că iau asupra mea, eu omul, și duc poverile, iar Domnul Hristos este alături și zice: dele, zice, puneți pe mine poverile voastre, aruncați asupra voastră, asupra mea îngrijorările voastre. De ce? Pentru că eu țin cu tot din adinsul să le duc eu și nu am predispoziția aceasta să mă încred în cel care este alături. Care este problema conducătorilor? Mare. Ei nu încredințează anumite sarcini, responsabilități, competențe la altcineva. De ce? Nu are încredere. Noi adesea nu avem încredere că cel care este alături de noi, acel atotputernic, el ne invită să aruncăm asupra lui toate poverile și noi nu avem încredere că el le va duce. Le va duce foarte bine și mult mai bine ca noi. Noi nu avem încredere în aceasta. Asta este mare problemă. Deci Dumnezeu ne invită ca cu o deplină încredere să venim să îi încredințăm sarcinile, poverile noastre și în felul acesta sarcina noastră se va ușura, iar el o va duce mult mai bine. Problema predării aici se pune. Asta este un prim aspect. Al doilea aspect este problema relației între noi. Deci semenul meu are nevoie de susținere și eu trebuie să observ lucrul acesta și trebuie să fiu capabil să-i simt nevoia și să-l susțin, să-i duc poverile. Ducând poverile lui, Dumnezeu i-a dat lui poverile acestea, că i-a zis că pe săraci și pe nevoiași o să ieși tot timpul. De ce? Pentru că noi să interacționăm, că noi să învățăm dragostea, să învățăm oferta, interajutorarea și în felul acesta să ne apropiem de cel care ne-a învățat să ducem poverile unui altuia. Mulțumesc! Știi ce interesant? Nu era Dumnezeu acolo? Cu Moise? Alături? Era? De ce Dumnezeu nu i-a dat poruncă?
ci i-a dat să decide singur pentru ca să rezolve problemă și cuvintele care au fost demonstrare din partea socrului său, tu ești împovărat și împovărești și poporul. Deci poporul te împovărează, iar tu împovărezi pe popor. Și e foarte frumos ați menționat. Leadershipul în cazul acesta e foarte simplu. Ia cuvintele cheie. Ia oameni cu Duhul lui Dumnezeu. Adică, cum ai tu Duh Sfânt? Ești condus de Dumnezeu? Astfel de oameni. Cum a vorbit de un leadership mai important și prioritar, leadershipul spiritual, da? Exact. Și acum, cum ești tu, îl prezinți pe Dumnezeu și faci ca Dumnezeu? Alege și alți oameni. Deci, cu alte cuvinte, încrede-te în Duhul lui Dumnezeu, în Dumnezeu, ceea ce s-a amintit. Iar slujirea despre care a doua parte ați vorbit, foarte frumos. Noi, cum Dumnezeu slujește pe fiecare dintre noi? Prin cine? Tot prin oameni. Și noi suntem invitați să-L prezentăm pe Dumnezeu, să slujim pe El semenilor noștri. Să dăm odihnă. Stimați colegi și invitați, aș vrea să încheiem această discuție prin cuvintele Apostolului Pavel din Galateni, capitolul 6, textul 2. Purtați-vă sarcinile unei altora. Și veți împlini astfel, apropo ceea ce am discutat, legea lui Hristos. Avem nevoie de aceasta. Avem nevoie unii de ceilalți și avem nevoie de Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru timpul acordat și pentru participarea la dezbaterea acestui studiu extraordinar. Vă invit ca să încheiem acest studiu ca și altă dată cu rugăciune. Rog pastorul Anatolie să înalți o rugăciune atât pentru adevărurile care au fost studiate, cât și pentru spectatorii noștri și starea lor de bine. Vă rog. Mulțumesc, cu plăcere. Îți mulțumim, Dumnezeul Cerului și al Pământului, pentru cuvântul Tău, pentru că Tu ești Cel care ne inviți și ne inviți ca să învățăm și să luăm jugul Tău, pentru că ne vei da odihnă. Amin. Și îți mulțumim pentru această odihnă de păcat, odihnă de îngrijorări și într-o zi vom avea odihnă veșnică cu Tine. Da. Te-a rugat toate acestea în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Amin. Dragi prieteni, continuăm să vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră alături de noi la această emisiune. Invitația, dar și porunca Domnului Hristos rămâne valabilă și astăzi și pentru dumneavoastră. Veniți la mine toți cei care sunteți împovărați de povara greutăților, păcatelor și provocărilor zilnice. Fiți binecuvântați până la următoarea întâlnire.